bun, cu o carieră excepțională. Nimeni nu se îndoiește de chestiunea asta. Problema în România este că punem lăcătușul mecanic, șef de spital, și medicul îl ducem să conducă primăria. Nu despre asta este vorba. Ana. Este și un manager foarte bun și a demonstrat lucrul ăsta, că a manageriat atâția ani unul din spitalele cele mai mari din România și cele mai apreciate din România. Deci este un manager foarte bun care înțelege exact cum funcționează și proiectele europene și lucrul cu oamenii și problemele Bucureștiului, pentru că trăiește în București. Mai mult decât atât, se bucură de suportul unei echipe extrem de competente din cele două partide, care vor ajuta la punerea în valoare a viziunii domniei sale pentru București și problemele pe care le are Bucureștiul. În ceea ce privește lansarea candidaturii și a programului pentru București, da, ele se vor fi definitivat foarte curând și va fi o lansare așa cum merită un primar al capitalei, o lansare în care bucureștii vor afla exact ce își dorește domnul primar pentru București. Ba mai mult decât atât, așa, domnul candidat, dar sunt convins că va câștiga, bucureștenii au mare încredere în noi, dar mai mult decât atât, să știți că legea în România prevede o lună de zile campanie electorală, tocmai asta înseamnă pentru a veni în fața alegătorilor și a-i convinge să te voteze pe tine și echipa ta. Bine, hai să vedem ce a zis domnul Cârstoiu astăzi, cum spuneam, despre bugetul proaspăt votat. Salut decizia reprezentanților PSD și PNL din Consiliul General Capitalei de a aproba bugetul Capitalei. Le mulțumesc că au dat curs propunerii mele de a debloca această situație, mai ales că am lucrat împreună cu dânsii la setul de amendamente care au fost aprobate azi. Consider că proiectele bucureștenilor nu trebuie să fie întârziate din cauza campaniei electorale. Ia uzi, Diana Stoica, din cauza campaniei electorale. Păi aici e singurul mod în care are dreptate, pentru că PNL, motivul pentru care a făcut această cârdășie și a blocat vreme de o lună bugetul, fără să aducă vreo propunere de amendament decât acum, de două zile, a afectat bucureștenii. Bineînțeles că nu este bugetul lui Nicușor, dar ăsta e bugetul capitalei. Da? Sunt acolo bani pentru spitalele din subordinea primăriei, bani pentru transportul public, pentru toate serviciile publice, pentru utilități. Deci toată această mizerie, și eu mă bucur că s-a finalizat și că le-a venit oarecum mintea la cap. Dar în ceea ce privește candidatura domnului Cârstoiu, bucureștenii știu foarte bine ce înseamnă PSD, atât la nivel național cât și la nivel local. Nu o să se mai ardă încă o dată susținând un medic în frunte. Am văzut ce s-a întâmplat cu ultimul medic, da, susținut de PSD la bun independent, tot așa un independent susținut. Deci nu vă temeți, PSD-ul crede că o să câștige... Cârstoiu, voi credeți că o să câștige Nicușor Dan. Bine, avem o informație de ultimă oră, breaking news, doamnelor și domnilor. Ce am voi? Pentru că nu ești acreditată. Poftim. Iar vă... De ce mă împingeți așa? De ce mă împingeți? Așa va. De ce mă împingeți? Nu ești acreditată. Mă împogniți? Veniți în coa. De ce ați dat în mine? Veniți în coa. De ce ați dat în mine? Puteți acolo. Da, acesta este momentul în care Morega, fostul prefect de Gorj, lovește, împinge, bruschează o jurnalistă. Informația de ultimă oră este că procurorii cer arestarea lui Morega și în același timp ni se spune că va fi și ar putea fi internat la psihiatrie. Gabriela Savu, ce facem? L-au mai prins, nu știu, a șasea, șaptea oară. Când îl prind la volan fără permis, a întâmplat din nou astăzi. Da, se poate ajunge și la internarea nevoluntară, sigur, pe perioadă determinată, în asemenea situații dramatice, din punctul meu de vedere. Dumnealui este un risc și pentru propria persoană, dar și pentru siguranța altor persoane. Nu știu, nici nu îmi dau seama cum au putut să-l lase până acum să recidiveze, pentru că încă de la situațiile anterioare în care ieșise în spațiu public existau